stratul fără de subiect. Deci iau un grup de oameni venind de la autobuz. Pe drumul răfuit, fiecare cu bagajele lui, cu grijile lui, cu oboseli lor. Iar pe o poartă învechită stau un băițel și se uita așa de-a lungul drumul, așteptând. Și la ultima femeie din coloană, băițelul a strigat: Tanti, n-ai văzut? Mama nu vine? Și femeia a jucat cu un jos, a spus: nu știu, mai ies pe femeie, vine din urmă. Băiatul o strâns pumni și o strigat: Tanti, mama nu e o femeie, auzi? Mama, e mama. Eu sunt un străin pentru voi. Venit din Bucovina, trec întâmplător pentru o mică invitație a fratului Cornel. Pentru voi nu voi să vă ador ca o femeie, nu voi să așa. Îmi dați voi să plâng și eu cu voi. Că și eu am îngropat pe mama. Și când am îngropat eu, mama mă uitam la mâinile ei, la chipul ei și nu vedeam nimic. Și fratele Vasilichie, el m-a cunoaște. O spune, dragoste, iar ridică tu ochii, uite-te roadă și vezi cât te iubesc pe tine și familia ta. Și mi-a ridicat tu ochii, erau câte mii de oameni. Și dintr-o dată, parcă cei ce participau, o lua ceva din supărarea mea. Că spuneam în înțelept că supărarea care e împărțită se înjumătățește. Și bucuria împărțită se dublează. Îmi dați voi să iau un pic din supărarea voastră. Îmi dați voi să iau un pic de lacrimile voastre. Îmi dați voi să plâng și eu cu voi care plângeți. Și repet, am îngropat mama, am îngropat tata, mama soacră, tata sorul, un cumnat care mi-a murit de tânăr. Și sorul mi-a rămas în 40 de ceva de ani, vârfă, și acum ai trecut deja și tot vârfă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ce ne-am face voi dacă n-ar fi speranța de vedere? Când am ieșit, am venit cu mașina, niște oameni de ordine m-au luat în primire. De care și tatăl de Costică. Mi-a spus, predică cu curaj, cu toată deschiderea. Întreba fratele aici, de folosul nostru, ce se spune urma noastră? Ați avut aici giganți, ați avut titani în credință aici în Dobrig. Renumiți peste tot. Și noi am avut în satul nostru. Bunicul meu a fost condamnat la cel nou de 25 de ani. A făcut ani de pușcărie. Sunt lăudați de urmașii lor. Eu mă gândesc oare de mine ce o să spună. Dar de noi ce o să spună? Se vine Biblia, spune cei care au făcut bine. Noi facem bine? Spunea Apostolul Pavel în Tit, capitolul 3, versetul 8. Spune apăsat aceste lucruri. Că cei care au crezut în Dumnezeu trebuie să fie cei din tâi în fapte bune. Aceasta este de folos pentru orice om. Aici voi plângeți. Eu mi-am pus întrebarea vis-a-vis de plecarea noastră. Sunt două ipostaze. Unii pleacă anunțat. Iov 33 cu versetul 22. Sufletul îi se apropie de groapă și de vestitorii morți. Unii oameni au parte de vestitorii morți. Am cunoscut astfel de oameni. Vestitorul morți poate fi bătrâneța, la 80 de ani, la 90, te aștept să moară. Poate fi o boală din asta incurabilă, poate fi o primire din care locuiești, vestitorii morți. Petru spunea la 2 epistole 1 cu 14, dezbrăcarea de trupul acesta se va face deodată. Și eu atât m-am gândit, oare cum mai bine să mor deodată sau să ai așa o veste de la Domnul.
Și m-am mai gândit, oare cum e mai bine să trăiești mai mult sau mai puțin? Că voi plângeți aici, la Rădăuți plâng niște băieți, niște părinți. 22 de ani are băiatul, care a murit pe centură, Corul, Bucovina și copiii noștri au fost, o adunare în plâns. Un băiat, dar foarte pocăit. Nu că le putem noi morți. Un băiat foarte pocăit, foarte gândit. O lăsat mama, o lăsat tata, o lăsat pe ceilalți din casă și o plecat la 22 de ani. Și mă gândeam, sora a trăit 80, băiatul a trăit 22, care mai câștigatoare? În cartea Apocalipsa Domnul spune, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cununa vieții se poate primi de fost credincios până la 10 ani, până la 15 ani. Eu am participat la multe mormântări. Mi-aduc aminte când eram în satul Pătrăuți, era două coruri cântau și trei se crie, era unul în altul, pus așa. Și când a venit popa să-i scoată, să-i pună pe mașină, când a strigat odată tata la fata aceea, avea unul de 13 ani, de 15 ani și băiatul nu știu câte ani. Vine din Italia, hai să mă ducă cu mașina. În primul cap de pot s-a lovit și ce lovitură a fost, toți trei au murit acolo. Și când am vrut să scoată morcul din sicrie, îi pună pe masă, tata s-a făcut mâine din cap, alese, nu știu cum o chema, ce ți-am făcut din plăiești din casa mea la 15 ani și tu la 19 ani, nu știu cât aveau acum. Și au început să plângă corul cânta, au început să plângă toți. Și eu mă gândeam, e mai bine să mor la 80, la 13, la 17, oare cum e mai bine. Dar până la urmă, eu m-am întrebat, care-i folosul că eu trăiesc ca anii ăștia? Și vine Pavel vorbind de faptele bune, spune că aceasta e de folos pentru orice om. Care-i folosul pentru cei care trăiesc în Dobrici? Să facem fapte bune. Am înțeles că ați avut o mamă credincioasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Fapte bune. Când vorbim despre faptele bune, eu mi-am pus problema. Cine trage folos că trăiesc eu? Eu am trecut de 60 de ani, de 61, 62 ani. Cine o folosește? Cine folosește din viața mea? Eu cred că primul care ar trebui să tragă folos e Dumnezeu. Că Pavel spunea Filipeni 2:21, cei drept, toți umblă după foloasele lor, nu după al lui Hristos. Frații mei, oameni buni care sunteți aici, Dumnezeu ne dă bucata de pâine în fiecare zi. Ne dă apa rece de potorești în sete. Ne dă aerul ăsta curat ce la vieță, să putem respira. Un prieten de-al meu a ajuns la spital bolnav și mi-a spus, Dragoș, m-a dus la fereastră și a spus, Doamne, mai dă-mi un curul de aer. Îi scump aerul tare. Dar noi nu plătim nimic cu el. Îi bun Dumnezeu. Amin. O lăsa pace în țara noastră. Nu se aud din zângării de arme. Care-i folosul lui Dumnezeu din viața noastră? Haide să trăim cu folos, frate. Amin. În al doilea rând, trebuie să tragă folos oameni. Uitați-vă, numai la folosul vostru și altora. Vă a fost de folos până acum? Ați tras folos din viața ei? Da? Când v-au născut, când v-au crescut, când v-au cântat, primii pași în o gradă, o zi, să ai de mână. Când ați plecat, că știu că te iei de obligă, ați plecat la liceu. Când ați plecat la școală, am avut și eu, m-am plâns. Când am plecat la școală, am făcut liceul în Brașov. Când am plecat la armată, am deschis la liceu, da? Nu era frică. Mama și-a făcut, e frumos. Așa că eu fusem pe o ordine, cum o mamă poate le pune. Eu mi-o fost rușine, în tricolet, sunt deschid părintea făcută de mamă. Ați vrea să folosim mama noastră? Care-i folosul care dau ceva? Când s-a spus că a fost o femeie tare pocăită. Adunarea trebuie să tragă folosul din viața mea. Că am mai fost la mormântări și m-a spus, frate, te-a rog, nu lăuda. Nu lăuda, că n-ai ce lăuda. Mai întâmplă, spre rușine noastră, spune. De mama voastră, de la mine, mi s-a spus, predicul deschid, o să o femeie pocăită. Mulțumesc, Domnul, pe ea. Și în al treilea rând, folosul trebuie să trag eu dimineața mea. Că Petru spunea unul cu nouă, vom dobândi ca sfârșit la alergării noastre, mântuirea sufletului. Dragii mei care mă ascultați,
sunteți singuri de mântuirea sufletelor voastre, să trăiești ani de zile și să nu beneficiezi din viața asta noi bine. Vorbind de faptele bune, Apostolul Pavel spunea că trebuie să fie cei din tâi, adică există un spirit competitiv. Ne dă voi la concurs în fapte bune. Oamenii au concurs, care e cel mai bun fotbalist, cel mai bun cântăreț, care e cel mai bogat om, să fac copuri. Eu întreb la Dobrit, aveți un tabel, care e primul fapte bune? Că Pavel spune, noi, care am crezut în Dumnezeu, trebuie să fim cei din tâi. Și mulțumim Domnul că i-a pus la frulat. Avem voie mai mult să fim cei din tâi. Și Pavel spunea, vorbind de faptele bune, că Dumnezeu ne-a pregătit ca noi să umblăm în ele. Dumnezeu ne-a pregătit. Eram în criza din 2008, în trecere prin Spania, la un frate cu familie, și a întrebat mai Cornel, cum te descurci? Păi, frate, dragul, îmi mulțumesc Domnul, la păstor acolo, n-am lucrat acum, era duminică. Dar pentru joi m-a chemat un spaniol ca să-i montez o priză și o drumie. Eu eram cu fratele Octavian și am spus, măi, ăsta din duminică așteaptă să vii joia să montez o priză. Cât e el de o priză? Și ne-a plecat pe genunchi, fratele, din mine are o vedere. Îți spune, măi, frate, nu știu ce ai tu, dar am văzut în drumul tău niște grămăjoare așa așezate de Dumnezeu cu binecuvântări. Nu erau mari, dar numai bine când se terminau una, Domnul îți arăta alta. Omul începe să plângă, spune, eu așa trăiesc acum prin credință. Când îi sunt gata și nu mai am bani de pâine, mă sună cineva, nu vrei să lucrezi ceva la mine? Ei bine, frații mei, așa cum pregătește Domnul binecuvântări, așa pregătește și nevoile unora. Pregătește fapte bune pe care noi să le facem, să umblăm în ele. Avem unde facem bine, numai să nu facem slalom așa, să nu le evităm. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Vorbind de faptele bune, Apostolul Pavel spune în Evrei 11:6. Cine se apropie de El, trebuie să creadă că El este și că răsplătește. Pavel spunea în 1 Timotei 5:24, păcatele unora sunt cunoscute, merg înainte, ale altora vin pe urmă. Versetul 25. Tot așa e și cu faptele bune. Faptele bune sunt cunoscute și acele care nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. Va veni, dragii mei, o zi a răsplătirilor. De aceea, gândul meu, recomandarea mea este, dacă ați avut așa un exemplu, dacă ați avut așa un model, o mamă pe care o laudă de toți, continuați și voi, continuăm și noi să umblăm în faptele bune. Că un poet al unei cântări vechi spunea, nici un picur de sudoare nu va fi de el uitat. Credem asta? Încercăm să definim domeniile astea, că Isaia spunea 54, Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită să înviorez pe cel doborât de tristare. Când ai înviorat ultima dată pe omul tristat? Când ai dat ultima dată un telefon? Când l-ai bătut cu un întristat pe omul, spui, frate, fii tare, Domnul e cu tine. Și asta e o faptă bună. Și asta va fi răsplătită. Dumnezeu să ne ajute. Faptele bune din Matei 5:16, îi zdărnicia, milostenia. În lumea asta, în Dobric, eu cred că în Dobric, Dumnezeu are bănci în care valuta asta pământească se convertește în valută cerească. Știți cum se cheamă banca asta? Casa păduvii. A orfanului, a săracului. Când e trecut ultima dată pragul, Domnul în judecata din Matei 25, am fost bolnav și ați venit de la mine. Când am vizitat ultima dată un bolnav? Și astea toate sunt fapte bune. Dumnezeu să ne ajute să ne înfăptuim. Rămân aceste cuvinte. Doresc familia aceasta să fie binecuvântată. Să rămâneți ca frați, ca surori. Și dincolo de lacrimile acestea de despărțire, să avem nădejdea întâlnire. Dacă noi credem că Hristos a murit și a înviat, credem că va aduce înapoi. E speranța mea. Mi-am iubit mult părinții și pe cei dragi. Și mulți din cei dragi au murit în adunare.
Dar eu încerc să îmi imaginez clipa aceea, când Domnul va veni după Isaia și va veni și cu mama voastră înapoi. Și vă va striga pe voi, pe nume, fete și băieți. Și nepoții va striga să trăim greu, să trăim frumos, să facem fapte bune. Asta e de folos pentru orice om, că fiecare va ieși din mormânt și va fi judecat pentru faptele lui. Cei care au făcut binele vor învia pentru viață. Amen.